În penultimul studiu ne-am uitat la felul în care persoana lui Dumnezeu, Tatăl și planul lui garantează mântuirea noastră. Acesta a fost unghiul mare. Felul în care Dumnezeu, Tatăl și planul lui garantează mântuirea noastră. Da? În această seară ne vom uita la felul în care persoana Domnului Isus Hristos garantează mântuirea. Și intenția mea este ca să dobândim încetul cu încetul, nu repede, nu cu grabă, o viziune trinitară asupra mântuirii noastre. Viziunea noastră asupra mântuirii nu este o viziune umanistă. Noi nu privim mântuirea din perspectivă umană, în primul rând, ce fac eu ca să fiu mântuit, cu ce contribuie eu ca să rămân mântuit, ci noi privim din perspectiva lui Dumnezeu. Și privim din perspectiva lui Dumnezeu nu pentru că suntem Dumnezei ci pentru că Dumnezeu, în Cuvântul Lui revelat, ne-a arătat felul în care El vede mântuirea noastră. Și dacă ne-a spus felul în care El vede mântuirea noastră, înseamnă că El vrea ca și noi să înțelegem, cât ne este dat prin Duhul Sfânt, felul în care El vede mântuirea noastră. Totuși, pentru început, în introducere, aș dori să vă ofer câteva motive pentru care ar trebui să studiem. Uh, uh, și să găsim dovezi suplimentare care dovedesc că mântuirea noastră este sigură în mâinile lui Dumnezeu. Poate dacă am face un sondaj în seara asta, cei mai mulți dintre noi am fi de acord cu afirmația. Da, mântuirea nu se pierde, mântuirea este sigură în mâinile lui Dumnezeu. Și dacă asta ar fi concluzia, că toți credem în lucrul acesta, de ce să mai studiem în continuare dovezi suplimentare? Că noi credem deja că mântuirea nu se pierde sau mântuirea este sigură în mâinile lui Dumnezeu va sugera câteva motive. În primul rând, deoarece de foarte multe ori, datorită slăbiciunii noastre, uităm cele mai glorioase adevăruri care ne sunt revelate în Sfânta Scriptură. Iar unul dintre aceste adevăruri glorioase este mântuirea noastră. De foarte multe ori, deși nu uităm definiția unor adevăruri glorioase, pierdem din vedere fundamentul acestor adevăruri. Nu doar cred că mântuirea nu se pierde. De ce cred că mântuirea nu se pierde? De aceea este motiv, de aceea găsesc că acest motiv este suficient ca să continuăm să studiem, să studiem despre această mântuire. În al doilea rând, deoarece este insuficient, este insuficient să credem ceva fără să avem o temelie solidă pentru crezul acela. Tu poți să spui, eu cred în Dumnezeu. Întreabă-l pe omul acela, de ce crede în Dumnezeu? Ce doveza are ale existenței lui Dumnezeu. Eu cred că mântuirea este sigură. Ce doveză ai că mântuirea este sigură? Dar vedeți, nu este suficient nici măcar pentru noi înșine, în anumite momente importante din viața noastră, doar să credem o formulare a unei doctrine, ci să ai o bază solidă. Și vedem chiar în paginile Sfintei Scripturi că Satana lucrează cu argumente. Satana se joacă cu mintea noastră. Satana se joacă cu mintea noastră, aduce argumente pentru afirmațiile sale aberante și mincinoase. Iar noi trebuie să avem contraargumente solide, biblice pentru crezul nostru. În al treilea rând, deoarece atunci când studiem despre siguranța mântuirii, certitudinea mântuirii, păstrarea mântuirii, perseverarea mântuirii, oricum ați numi doctrina aceasta, mântuirea garantată, ni se descopere nu doar ideea în sine că mântuirea nu se pierde, ci și procesul în care este păstrată mântuirea. Iar atunci când vedem procesul acesta, vedem care este rolul nostru în procesul acesta? Vedem care sunt metodele pe care Dumnezeu le folosește pentru a păstra mântuirea. Deci este insuficient să spunem, a, noi, eu și eu cred că mântuirea nu se pierde, da, dar cum nu se pierde mântuirea? Sau altfel spun, cum se păstrează mântuirea? Cum lucrează Dumnezeu mântuirea în viața mea? Așa că atunci când studiem felul în care Dumnezeu lucrează mântuirea în viața noastră, în mod desăvârșit, aflăm și procesul în care face lucrul acesta și acolo găsim responsabilitățile noastre, găsim rolul avertizărilor, găsim felul în care Dumnezeu vorbește despre pericole pe cale și așa mai departe. În al patrulea rând, deoarece este mântuirea noastră, este cel mai important aspect al vieții acestea și al eternității. Mântuirea. Este cel mai important aspect. Acesta este modul principal prin care Dumnezeu își ia glorie de pe pământ, din umanitate, prin oamenii pe care îi mântuiește, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt. De aceea este important să studiem. În al cincilea rând, deoarece ne pregătim sufletul pentru momente când vom avea nevoie disperată de certitudine și siguranță. S-ar putea la un moment dat să nu vedem așa de mult rolul acestei siguranțe și acestei certitudini. Însă viața este cu urcâșuri și coborâșuri, și ajungem și noi în momente ca acela în care a avuns David, când bucuria mântuirii sale a fost un lucru extrem de prețios. El nu cere, Doamne, te rog, omoară numai trei copii, nu patru. Nu. El se roagă, Doamne, dăm iarăși. Nu pare irațional puțin din punct de vedere omenesc. Te-ai fi rugat pentru orice altceva. Însă un om care l-a experimentat pe Dumnezeu și a gustat bunătatea lui Dumnezeu, comuniunea cu Dumnezeu, cel mai grozav lucru ar fi să pierd această bucurie, această certitudine, această comuniune cu Dumnezeu. Ne pregătim sufletul de acum pentru momentele acelea. Acum. Când este bine, da? Când nu, poate nu simțim chiar așa de mult nevoia pentru certitudine, pentru bucurie, pentru siguranța mântuirii. Șase, deoarece așa se întărește credința noastră în Domnul Isus. Doctrina păstrării mântuirii, da? Sau doctrina mântuirii garantate 100% este o doctrină care îți atințește ochii spre Domnul Isus. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care nu pot și nu vreau să cred în pierderea mântuirii. Când crezi în pierderea mântuirii, automat aduci ochii oamenilor spre faptele lor, că mântuirea de asta se pierde, nu din cauza lui Dumnezeu, ci din cauza faptelor mele. Și deși eu trebuie să am momente de autoevaluare, de cercetare, momente de pocăință, de introspecție, întotdeauna fac asta cu ochii spre Domnul Isus Hristos. Niciodată nu las, pentru niciun moment nu las pe Hristos și spun, trebuie să las acum pe Hristos să mă ocup de păcatele mele. Nici vorbă de așa ceva. Eu mă pocăiesc de păcatele mele, îmi recunosc păcatele, îmi văd păcatele, îmi detest păcatele, mi este scârbă de păcate doar dacă văd slava, frumusețea, bunătatea, dragostea Domnului Iisus Hristos pentru mine. Această doctrină îți atintește ochii spre Domnul Iisus Hristos. De fapt, aici este esența vieții trăite cu Dumnezeu. Să ai credință în Dumnezeu, să depinzi de Dumnezeu. Și acesta este un mod principal prin care ochii tăi sunt în continuare alipiți, ațintiți spre Domnul Iisus Hristos. Unora poate nu le place doctrina asta pur și simplu pentru că sunt foarte umaniști în general în viața lor, sunt centrați spre ei înșiși. Și aceasta este o doctrină care în mod sistematic Arată cât ești tu de neputincios, cât ești tu de nemerituos, de nevrednic și de mare, puternic și grozav este Dumnezeu. Și probabil că este neplăcută și din punctul ăsta de vedere, un uh, uh, neplăcută inimii neregenerate. Inimii neregenerate. Șapte. Deoarece Duhul Sfânt, studiem această doctrină, deoarece Duhul Sfânt va folosi cuvântul pe care l-am procesat acum în momentul în care avem nevoie. Tu nu știi care va fi momentul acela când un verset, o învățătură, o idee, un lucru duhovnicesc pe care l-ai învățat în studiile acestea va fi aplicat de Duhul sunt în momentele acelea. Noi obișnim în momente de disperare strigând după Dumnezeu și credem că Dumnezeu, și noi ne imaginăm câteodată, domnule, ce se întâmplă cu Dumnezeu de Dumnezeu nu intervine. Dumnezeu a stabilit un mod în care să intervină, nu doar să intervină, un mod în care să intervină. Dumnezeu nu o să-mi reveleze din nou Biblia când am eu nevoie. Nu o să -o facă. Dacă eu nu mi-am blindat capul, sufletul, cu cuvântul lui Dumnezeu, în mod sistematic, da? metodic, să nu mă aștept că atunci Dumnezeu să fac o revelație specială doar pentru că eu sunt disperat. Nu probabil, permiteți-mi expresia, o să mă lasă Dumnezeu să dau cu capul de pereți. Dar tot spre binele meu. Ca să devin disciplinat cu propria mea viață. Și asta facem în venirea, în locul acesta, în studierea sistematică a cuvântului lui Dumnezeu. 8. Deoarece viața duhovnicească, viața duhovnicească există prin aceleași adevăruri fundamentale. Noi într-un fel mâncăm aceeași mâncare. Așa ne trăim viața. Noi putem trăi și dacă nu avem mâncăruri complicate. Și dacă nu vine cineva cu ceva briz-brizuri. Mulți oameni au făcut din venirea la adunare, sau mulți oameni sunt motivați să vină la adunare doar pentru că știu că urmează ceva foarte atractiv, ceva nou. Dar dacă noi vrem să avem viață duhovnicească, trebuie să ne hrănim cu aceleași adevăruri biblice. Aceleași adevăruri biblice. Și lucrul acesta l-a mai demonstrat ultimul motiv al nouălea. Această doctrină a mântuirii. Am arătat și negativ lucrul acesta când ne-am uitat la doctrina pierdere mântuirii în arminianism, semipelagianism. Această doctrină afectează orice alt domeniu din viața noastră. Afectează felul în care te rogi, Afectează felul în care evanghelizezi sau dacă evanghelizezi, afectează viața ta spirituală, afectează viața bisericii, afectează predicarea, afectează evangelizarea, afectează metodele în evangelizare, pur și simplu. Dacă doctrina asta nu ai stabilit-o după cum Biblia o prezintă, este virusat absolut orice domeniu al bisericii. Și poate, ă, acum nu putem procesa toate domeniile care sunt afectate de această doctrină. Însă cu trecerea timpului vedem că ele vor afecta. Nu spunem, da, dacă mântuirea nu se pierde, de ce facem noi lucrul ăsta? De ce am spus eu lucrul ăsta? De ce am predicat așa? Dar de ce aplicăm noi metodele astea? Dar de ce mă rog în felul acesta dacă eu cred lucrul acesta? Această credință, această doctrină afectează toate celelalte domenii. Acum haideți să ne uităm la felul în care persoana Domnului Isus Hristos, mântuitorul nostru, garantează 100% mântuirea noastră. Ce anume din Sfânta Scriptură și ce anume din Sfânta Scriptură referitor la persoana Domnului Iisus ne a avută să înțelegem că mântuirea noastră este sigură. Și noi va trebui să înțelegem un principiu hermeneutic fundamental. Noi nu pornim de la exemple. Haideți să ne uităm cum Petru a fost păstrat în mântuire. Da, e un exercițiu util. Noi ne uităm la ce spune Biblia principial, la doctrinele Sfintei Scripturi, la pasajele care vorbesc specific despre mântuire, ce spun pasajele acestea despre mântuire, da? Nu fugim pe la sau Saul, la Sinai și așa mai departe. Știți textele, da, am discutat despre ele. În primul rând, cel mai important aspect cu care suntem deja obișnuiți, moartea Domnului Isus Hristos asigură nu doar convertirea noastră, ci asigură perseverarea noastră. Roman 8:32 spune așa, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră și să comunicați cu mine. Există ceva mai mult care ar fi putut Dumnezeu să dea pentru noi? Pe lângă fiul său sau afară de fiul său există ceva? Nu, ar fi o blasfemie să spui că Dumnezeu ar fi putut să dea ceva mai prețios, mai valoros decât persoana fiului său. Nu, nu există. Și ascultați argumentul lui Pavel. El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți. Care toți? Noi toți, da? E clar? Cum nu ne va da fără plată? De cine ne dă fără plată? Pentru că pe Iisus l-a dat fără plată. Dacă ne-a dat cel mai mare lucru fără plată, cum nu ne va da fără plată împreună cu El sau din cauza Lui, pe baza meritelor Lui, ce? Toate lucrurile. Și nu se referă la bani, la mașini, la case. Nu la asta se referă. Se referă la toate lucrurile care sunt necesare pentru mântuirea noastră. Dacă ne-a dat cel mai mare lucru, ne va da și lucrurile mai mici. Da? Este perseverarea noastră în har un lucru mai mic decât jertfa Domnului Iisus Hristos? Este mai mic. Ca eu să perseverez în har, valoarea perseverării mele în har e mai mică decât valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Valoarea jertfei Domnului Iisus este infinită. Dacă El mi l-a dat pe Iisus, cu siguranță îmi va da tot ce este necesar ca eu să perseverez în har. Să facem un proces de gândire. Să ne imaginăm un moment al vieții noastre, să presupunem că suntem toți niște arminieni aici. Să ne imaginăm un moment al vieții noastre în care facem un păcat. Nu știu. Facem un păcat din cauza cărora unii spun că ar fi trebuit să ne pierdem mântuirea. Ce ar trebui să dea Dumnezeu ca să fiu iertat pentru păcatul ăla? Pe Hristos, nu? L-a dat pe Hristos pentru păcatul ăla? Să presupunem că ar trebui să dea altceva. Altceva. Da, să presupunem că ar trebui să dea altceva, deși presuposiția e falsă. Dacă ni l-a dat pe Hristos deja... Orice ar fi necesar ca Dumnezeu să mă scoată din păcatul la Dumnezeu va asigura. De ce? Că mi-a dat cel mai mare lucru. Dacă mi-a dat cel mai mare lucru, cu siguranță îmi va da lucrurile celelalte prin care Dumnezeu lucrează scoaterea mea din păcatul respectiv, care ar putea să mă ducă la nenorocire eternă. În al doilea rând, jertfa lui Hristos a fost dată cu scopul, cu scopul perseverării și desăvârșirii noastre. Evrei 10 cu 14. E un pasaj foarte clar. și printr-o singură jerfă, el a făcut desăvârșit. Pentru totdeauna. Dacă n-ai înțeles cuvântul desăvârșit, următoarea expresie te lasă fără drept de apel. Desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. deci ei sunt sfințiți și pe ăștia sfințiți spune că îi face desăvârșiți. Și îi face desăvârșiți pentru totdeauna. Nu știu ce comentarii în plus sau minus poți să faci la pasajul ăsta. N-am auzit oamenii care argumentează pierderea mântuirii să folosească pasajul acesta. Jerfa Domnului Isus a fost dată cu scopul ăsta precis. Jerfa Domnului Isus n-a fost dată doar ca să ne ierte păcatele. Jerfa Domnului Isus Hristos a fost dată să ne sfințească și să ne desăvârșească. Desăvârșirea ta, sfințirea ta este câștigată în jerfa Domnului Isus. Desăvârșirea de orice păcat din cauza căruia ai putea să-ți pierzi mântuirea. Imaginează-ți orice păcat din cauza căruia ai putea să-ți pierzi mântuirea, Hristos a cumpărat desăvârșirea de păcatul acela, sfințirea de păcatul acela. El a cumpărat în mod de plin, total. 3. Mântuirea pe care Hristos a câștigat-o este veșnică. Chiar așa este numită în Biblie. Așa e numită în Biblie. Evrei 5 cu 9. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, nu pentru toți oamenii fără excepție, pentru toți cei ce-l ascultă, toți cei care cred în el Urzitorul unei mântuiri veșnică Ceva care este veșnic nu are cum să fie anulat de ceva care este temporal Nu are cum El a venit și a procurat o mântuire eternă, o mântuire veșnică Mântuirea asta cuprinde ispășirea de toate păcatele Orice păcat care ar putea să constituie un motiv de lepădarea ta este șterg de Domnul Iisus Hristos. Este spășit de Domnul Iisus Hristos. N-ai cum să-ți pierzi mântuirea. N-ai cum. Patru. Al patrulea argument. Legământul Tatălui cu Domnul Iisus Hristos asigură perseverarea. O zice, ce zice Domnul Ioan, capitolul 6, versetul 37 și 39. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine. Vedeți limbajul legământului. Tatăl i-a dat fiului ceva și spune că tot din ce Tatăl i-a dat fiului, Va ajunge la el. E siguranță că va ajunge la el. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și voia celui ce m-a trimis este să nu... Aici e perseverarea. Deci din eternitate tatăl i-a dat un dar fiului. Tot ce i-a dat tatăl din eternitate fiului, la momentul hotărârii de Dumnezeu, ajunge la fiul ăsta. Este momentul convertirii. Dar lucrurile nu se opresc aici. Cel care ajunge la fiul nu este izgonit de fiul afară. Și apoi spune că voia celui ce m-a trimis este să nu pierd. Aici este nu doar convertirea, ci perseverarea. Să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Deci el nu pierde nimic, ci îl înviază în ziua de apoi. Îl voi învia în ziua de apoi. Repetă Domnul Iisus Hristos de mai multe ori lucrul acela. Dacă el își pierde mântuirea, nu mai are cum să-l învieze în ziua de apoi. Și promisiunea asta este goală, este o minciună. Că spune, a, dar sunt unii pe care nu îi va învia în ziua de apoi. Asta înseamnă că promisiunea lui Hristos este goală. Nu el spune că nu pierde nimic, și asigură nu doar convertirea, și perseverarea, și proslăvirea noastră, ci îl va învia în ziua de apoi. Toate astea de unde pornesc? Pornesc din veșnicie, din legământul pe care Tatăl l-a făcut cu Fiul. Mântuirea mea este sigură, nu pentru că eu perseverez. Mântuirea mea este sigură și aici mi-a orice fel de merit, pentru că în eternitate s-a făcut un legământ infailibil între Tatăl și Fiul. Și darul pe care tatăl l-a făcut fiului va ajunge la fiul în întregime. Iar în darul acela sunt și eu ticălosul cuprins. Care am ajuns la fiul pentru că tatăl a vrut să ajung la fiul. Care sunt păstrat de fiul pentru că asta e voia tatălui. Și care voi fi înviat în ziua de apoi nu pentru că eu am fost grozav. Ci pentru că acesta a fost legământul făcut dintre tatăl și fiul în eternitate. 5. Am amintit deja întrecă lucrul acesta. Promisiunea învierii, da? Nu doar să dă promisiunea perseverării, promisiunea, nu doar promisiunea păstrării, perseverării, că nu pierde nimic, ci promisiunea învierii afirmă perseverarea. Eu am 6 cu 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu, și nu pune niciun fel de condiție aici. Și eu, păi cum să te înviezi în ziua de apoi, dacă se pierde mântuirea? Uitați, Domnul Isus nu spune. Și eu îl voi învia în ziua de apoi pe cel care perseverează. Și ori voi învia în ziua de apoi pe acela care nu-și pierde mântuirea. Nu spune așa. Pe cine înviază fiul? Pe ăla care vine la el. Care crede în el. Se trece de la credință la înviere în ziua de apoi. Ai crezut în Hristos? Da. Vei fi înviat în ziua de apoi. Dar dacă cad în păcat? Vei fi înviat în ziua de apoi. Vei fi înviat în ziua de apoi. Voi rămâne în păcat? Nu, nu vei rămâne în păcat. Că va avea Dumnezeu grijă să nu rămâi în păcat. Dar Domnul Iisus leagă direct momentul venirii la el de momentul învierii în ziua de apoi. Și nu pune niciun fel de condiție. Pentru că din perspectiva lui Dumnezeu, mântuirea este sigură, este garantată. Da? Promisiunea învierii, când citești promisiunea învierii, în Sfânta Scriptură tu trebuie să dobândești această certitudine. Cum Domnule mă va învia dacă eu îmi pierd mântuirea? Ori nu mă va învia, ori există doctrina pierderii mântuirii, asta se exclud una pe alta. Dacă crezi cuvintele lui Hristos, n-ai cum să crezi în pierderea mântuirii. Scurpe pe doi. El mă va învia în ziua de apoi. Și am închis gura satanei și a tuturor oamenilor care predică o asemenea mântuire ciuntită, înjumătățită. 6. Promisiunea vieții veșnice, afirmă și perseverarea. Mi se pare unul dintre cele mai simple argumente, dar unul dintre argumentele pe care nu le-am observat o perioadă destul de lungă de timp în Sfânta Scriptură. Ioan 6. 4.7. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, nu zice cine va persevera, dar cine crede, momentul inițial și continuă să creadă, bineînțeles, are. Nu spune va avea. Sunt unii care fug, noi am studiat deja Cartea Petru, care fug la Cartea Petru și distrug o absolut orice pasaj care mai există prin Biblie și care vorbesc despre mântuire în, în, mântuirea pe care vom avea în ziua de apoi. Mântuirea ca rezultat sau ca final al credinței noastre. Este adevărat, proslăvirea este un rezultat al perseverării în credință. Dar Domnul Iisus Hristos când vorbește despre viața veșnică, vorbește la timpul prezent. El spune are viața veșnică. Și uitați, Domnul Iisus Hristos nu spune că are viața. Lucru care ar fi adevărat, că avem viața duhovnicească când credem în El. Și El spune că avem viața veșnică. veșnică. Sau în limbajul Apostolului Pavel că suntem așezați acum în Hristos în locurile cerești. Pe aceea pe care i-a socotit neprehăniți, i-a și proslăvit. Nu știu dacă poți să înțelegi cu mintea ta umană, finită lucrul acesta, dar trebuie să-l crezi. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, noi avem acum viața veșnică. Acum suntem în locurile cerești așezat în Hristos. Acum noi suntem, Dumnezeu este atemporal, suntem proslăviți. Lucrul acesta nu poate fi schimbat. Nici măcar dacă ești arminian. Dacă ești mântuit și ești arminian, lucrul ăsta nu poate fi schimbat ești proslăvit din perspectiva lui Dumnezeu ești în locurile cerești ai viața, nu doar viața, ai viața Noi ce viață ce viață e veșnică e aia pe care o ai numai pentru un an sau doi sau trei sau patru sau cinci, nu? mai e veșnică dacă ai avut-o pentru cinci ani? păi nu mai e veșnică, că ai avut-o numai pentru cinci ani înseamnă că promisiunea pe care Hristos ți-a dat-o când te-a chemat la el, a fost o promisiune falsă eu chiar solicit pe cei care predică jumătatea asta de mântuire la evanghelizări să fie sinceră. Să fie sinceră. Domnule, fiți atenți. Cine crede în Domnul Isus Hristos are viața, poate pentru o zi. Dacă mâine ai făcut un păcat din cauza căruia ți poți pierde mântuirea, ți nu, nu, mai e viața. Deci da, într-adevăr, Domnul Isus a spus că aveți viața veșnică, noi vă spunem că noi nu prea credem treaba asta, că mâine s-ar putea să vă pierdeți mântuirea. Deci nu aveți viața veșnică. Aveți viața cât timp voi, prin libera voastră voință, perseverați. Adică o zi, două, trei. Asta ar trebui să fie predicare la Evanghelie, la evangelizare. Nici măcar ar minie, nici cei mai înrăiți nu predică așa ceva. La evangelizări să fac cele mai extraordinare promisiuni. Cele mai extraordinare promisiuni. Și când au intrat sau un regimentat, spune-mă, fiți atenți. Că lucrurile nu sunt chiar așa. Lucrurile nu sunt chiar așa. Promisiunile alea drăguțe care le-ați auzit voi, de fapt, nu sunt chiar așa. Vi le explicăm noi, avem niște note de subsol, da? niște comentarii foarte largi la cuvintele Domnului Isus Hristos. Nu știu, trebuie să fiu vinovat că îl cred pe Isus, am viața veșnică. Păi mi-a spus Hristos, am viața veșnică. 7. Credința în Hristos asigură perseverarea. De, am arătat deja de atâtea ori, în atâtea versete în Ioan, mai continui cu un alt verset, unde se leagă credința direct de Viața veșnică, dar și credința de perseverare. Auziți, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, unde Domnul Iisus folosește un limbaj metaforic pentru a vorbi despre credința în jerfa lui, da? la fel cum este pentru tine vital abia și a mânca, la fel trebuie să fie vitală pentru tine jerfa Domnului Isus Hristos, pentru existența ta spirituală. Tu nu existi din punct de vedere spiritual, pozitiv vorbim, față de Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu, decât prin jerfa lui Hristos. Da? Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, sau cine crede în mine, este similar, Auzi ce spune, rămâne în mine. Cum rămâi în el? Dacă ai crezut în el. Și eu rămân în el. Simplu. Ai crezut în el? Adică l-ai mâncat pe Hristos și l-ai băut pe Hristos? Ai luat jertfa lui Hristos pentru tine? Ți-a fost aplicată? Da. Rămâi în el și el rămâne în tine. Ți este asigurată perseverența. Ți este asigurată perseverența dacă ai avut momentul acesta crucial în viața ta în care jertfa Domnului Iisus Hristos s-a fost atribuită. Ai primit-o pentru tine. Ai primit-o pentru tine. 8. Promisiunea păstrării oilor. Promisiunea păstrării oilor afirmă implicit perseverența noastră până la capăt. Auzi ce spune Domnul Iisus. Ioan 10, 26. Dar voi nu credeți pentru că după cum v-a spus nu sunteți din oile mele. Oile mele, fiți atenți la limbajul pe care îl folosește Domnul Isus. Oile mele ascultă glasul meu. Astea sunt deja oile lui. Ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Auziți ce, spun despre, ce spune despre oile astea? Cum le recunoști? oile Domnului vin după el. Ele perseverează, ele merg după Domnul. Așa cunoște oile, ele perseverează după el. Oile acestea se mai spune despre ele că ascultă glasul lui. Spune, ele aud glasul lui, ascultă glasul lui. Ele merg după el pentru că îi cunosc glasul. Este o viață pe care oile o au cu păstorul lor. De trei ori spune Domnul Isus în versetele 28 și 29 Nimeni nu le va smulge din mâna mea în viac nu vor peri, nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Dar observați relația pe care oile le au cu, cu relația pe care oile le au cu Domnul Isus Hristos. Ele ascultă glasul lui, cunosc glasul, aud glasul lui, merg după el, cunosc glasul lui. Este o viață pe care oile o au cu păstorul. Ele perseverează cu păstorul lor. Da? Și Domnul dă promisiunea că ele vor persevera, vor merge până la capăt, că nu se vor pierde. Că nu se vor pierde. Nouă promisiunea imortalității. Imortalității afirmă și perseverarea. Mi se pare absolut, fratele Mihai, când îți fascinat de câte un verset, îmi mai scris un mesaj lui fratele Mihai și îi spun că mi se pare genial un anume pasaj din Biblie. Și îi spune să nu așa că toată Biblia e genială. Așa și sentimentul pe care îl ai la fiecare text descoperit e că fiecare pasaj e genial. Ascultați un pasaj absolut genial, da? Deci, toate sunt absolut geniale, dar și ăsta e absolut genial. Trebuie să spun lucrul ăsta că sunt încântat. Ioan 11, 25 și 26. În contextul învierii lui Lazar, Domnul Isus vorbește cu cele două surori, știți foarte bine, la rând cu ele și îi spune la un moment dat unea, Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Nu vorbește despre moartea fizică aici, că ar fi absurd, da? Și auziți, oricine trăiește, și crede în mine, nu va muri niciodată. Câți dintre dumneavoastră știți ce spune Domnul Iisus imediat după asta? Vă rog, spuneți-mi dacă știți. Exact. Asta este o întrebare pentru arminieni. Ascultați. Auziți ce zice Domnul Iisus. Cine crede în mine, ascultați, cine crede în mine, nu va muri niciodată. Și Domnul te întreabă, crezi lucrul acesta? Ce răspund arminienii? Nu, Doamne, nu credem lucrul acesta. Nu credem lucrul acesta. Dar întrebarea este retorică. Domnul Iisus îi face o promisiune. Cine crede în mine nu va muri niciodată. Nu vorbește despre moarte fizică, că nu are cum. Toți, mor, toți oamenii mor, da? Cu niște excepții notabile. Și Domnul te întreabă în seara asta, îți pune întrebarea. Dacă ai crezut în mine și crezi în mine, nu vei muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Păi tu mi-ai promis chiar acum 3 secunde că nu voi muri niciodată. Dar eu nu cred. Dar pe cum nu crezi? Pe păi, Doamne, ce zici de Saul? Da de Iuda. Da de Dima care l-a părăsit pe Pavel. Eu îți fac o promisiune. Acum ascultă din nou. Cine crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Păi nu cred. Cam asta ar fi răspunsul. Dar nu poți să răspunzi așa Domnului Iisus Hristos. Că a făcut o afirmație clară. O afirmație izbitoare, puternică, radicală. da? Radicală. Iar noi, care suntem credincioși în cuvintele Domnului Isus, nu doar credincioși în Hristos, spunem da, Doamne, credem în lucrul acesta! Trebuie să dăm un răspuns pozitiv, da? Trebuie să dăm un răspuns pozitiv. Mergem la un alt argument genial. În al 10 la rând, rugăciunea de mare preot. E frumos să înțelegi și umbrele, tipurile din Vechiul Testament. Când marele preot se ducea să facă ispășirea, avea o îmbrăcăminte specială pe care Dumnezeu i-a spus cum să o facă, Dumnezeu a fost designerul și el avea, se ducea pe pieptul lui cu niște pietre care simbolizau cele 12 seminții ale lui Israel și știa pentru cine face ispășire Marele Preot. Marele Preot nu dădea la plezneală cu, cu sânge acolo pe altar. El știa exact pentru cine face ispășire în ziua ispășirii. Exact știa pentru cine face ispășire, da? Când Domnul Isus Hristos s-a dus la cruce la Golgota, Domnul Isus Hristos, pentru mine este o blasfăie, să spui că Domnul Iisus nu pentru cine face ispășire. A încercat! să facă o ispășire. A făcut o ispășire potențială. O posibilitate de a fi ispășit. Nu! Domnul Iisus a făcut mai mult decât au făcut preoții în Vechiul Testament când au acoperit păcatele și oamenii la propriu erau iertați cu păcatele acoperite. Că David spune ferice de cel cu fără de lege iertată și cu păcatul acoperit. Domnul Iisus a făcut cu atât mai mult, el a împlinit în mod desăvârșit ce a fost simbolizat prin ceremoniile marelui preot. S-a dus pe pieptul lui am fost noi, în inima lui am fost noi Și fratele Sorin și eu și lucrul acesta ar trebui să ne cutremure la propriu Să, fie, să, ne, să ne bucurăm cu cutremurându-ne Domnule mă bucur că mântuirea mea nu se pierde Dar e un lucru extraordinar Hristos m-a avut pe pieptul lui când s-a dus ca mare preot la crucea de la Golgota Când s-a rupt perdeaua dinăuntru templului ca un simbol al faptului Că putem acum să intrăm cu toți în prezența lui Dumnezeu Datorită sângelui lui care a făcut la propriu ispășire care a lucrat o mântuire, nu care ne-a dat posibilitatea. S-a rupt pierdeaua, calea liberă. Nu ne-a dat niciun fel de posibilitate. Ne-a adus într-o realitate, El a produs o realitate. Hristos produce oameni mântuiți, face oameni mântuiți, îi mântuiește. Nu le dă posibilitatea să fie mântuiți. Isus n-a murit pentru posibilități. Iisus a murit ca să realizeze ceva, ca să realizeze ceva. El spune așa, Ioan 17 cu 24, el se roagă, Marele preot care a murit urma să moară să se roagă pentru ale și lui și spune Tată vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mie și aceea pe care mi-ai dat-o din veșnicie. Adică să persevereze până la capăt, da? Ca să vadă slava mea. Slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Este fiul marele preot ascultat de Dumnezeu Tatăl? Sau nu? Iar pentru mine asta este una dintre cele mai grozave blasfemii pe care le poți rosti. Că Domnul Isus s-a rugat tatălui, știind că tatăl nu-l va asculta pentru mântuirea unora, dar totuși s-a rugat. Și s-a rugat chiar împotriva a ceea ce tatăl hotărăse din veșnicie ca să fie mântuiți doar cei care cred. Și am încercat și el. S-a rugat, Doamne, mântuiește și dar eu știu că nu o să fi mântuit dar mă rog și eu. Și tatăl nu l-a ascultat pe fiul. Nu-ți poți imagina așa ceva. El este un mare preot desăvârșit, care se roagă în mod desăvârșit. Iar noi suntem păstrați în mântuire nu datorită rugăciunilor noastre, deși ele sunt importante, sunt niște metode ale harului, prin care intrăm în comuniune cu Dumnezeu și Dumnezeu ne păstrează în har, ci suntem păstrați în mântuire datorită mivlocirii Domnului Isus Hristos. Datorită mivlocirii și lucrării Marelui Preot. Îi spune Domnul Isus foarte clar, dacă vreți să exemplificăm lui Petru, eu m-am rugat să nu se piardă credința ta. De ce nu s-a pierdut el? El a fost un laș, un trădător, un lepădător ca toți ceilalți. S-a blestemat înaintea unor oameni că nu-l cunoaște. El nu s-a pierdut fiindcă Domnul Isus Hristos s-a rugat pentru el. Și știți ce? Dumnezeu l-a ascultat. Și n-a auzit aceeași rugăciune făcută cu privire la Iuda. Ba chiar în rugăciunea de mare preot arată foarte clar că Iuda nu a fost cuprins nici măcar în rugăciunea Domnului Isus Hristos. Decât ca unul care trebuie să fie și să ia locul așa după cum este scris în Sfânta Scriptură. 11. Mivlocirea cerească a Domnului Isus afirmă și perseverarea. Nu doar mivlocirea de mare preot și lucrarea de mare preot. Mivlocirea lui cerească. Evrei 7 cu 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit. De ce poate să mântuiască în chip desăvârșit? Cum le face lucrul ăsta? Auzi, zice. Lucrarea lui nu s-a terminat la cruce, nici la înălțare, nici la trimiterea Duhului Sfânt, Poate să mântuiască în chip de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el pentru că trăiește pururea ca să mivlocească pentru ei. De asta sunt mântuit în chip de săvârșit. Pentru că el nu doar s-a rugat pentru mine, ci el continuă, trăiește ca să mivlocească pentru mine. Hristos ar trăi oricum, dar spune de, și de asta trăiește. Asta este un alt motiv pentru care trăiește Hristos. Ca să vlocească pentru noi. Este un lucru extraordinar. Ca toate celelalte lucruri din Sfânta Scriptură, nu? Este un lucru fantastic. Un lucru fantastic. Deci noi nu discutăm aici doar teologie și argumente. Noi discutăm niște lucruri care sunt vitale pentru viața noastră, pentru veșnicia noastră, pentru eternitatea noastră. Niște lucruri care contează pentru noi în drumul nostru, în drumeția, călătoria noastră pe pământul acesta. Lucru care trebuie să ne mângâie și să ne întărească profund inima. Hristos se roagă acum pentru mine. Prin orice situație îi trece, chiar și dacă simți că ai avut la capătul puterilor și poate uneori simți că îți pierzi mințile. Hristos trăiește ca să mirocească pentru tine. Ca să nu să piardă mântuirea ta și nici credința ta, ci să fii mântuit în chip de săvârșit. Trebuie să iubiți expresia asta ca toate celelalte expresii din Biblie. În al 12-lea rând, relația lui Hristos cu biserica afirmă perseverarea. Spune să ne iubim, fraților, nevestele, cum Hristos și-a iubit Biserica. Cum a iubit Cristos Biserica? I-au zis ce lucrare a făcut. S-a dat pe sine pentru ea, da? Până la capăt merge pentru ea. Și spune așa, ca să o sfințească, sfințirea este procesul acesta în care suntem implicați toată viața. Asta e perseverare. Ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Deci o curățește prin botezul cu apă, prin cuvânt. E prima fază. O sfințește. Și nu să pierde nimic între timp, nu să fracturează procesul acesta, ci spune ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârțitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Poate avem momente în care poate, poate când nu ne suportăm unii pe alții sau facem anumite lucruri care arată că acum în procesul acesta sfințirii mai există pete zbârcituri, dar care vor fi sfințite de Hristos în chip desăvârșit. Și în veșnicie vom vedea, pentru că vom fi parte din acea mireasă a Domnului Iisus Hristos, care nu doar a fost curățită, ci a fost sfințită până la capăt și va fi înfățișată, slăvită înaintea Domnului Iisus Hristos. Un proces? Perfect. El nu le apădă. El nu le apădă. Ci mântuirea lui, lucrarea lui asigură tot procesul acesta. Tot procesul acesta. Aceasta este relația pe care Hristos o are cu biserica. Hristos, înainte să perseverăm noi față de Hristos, față de biserică, Hristos perseverează față de biserica lui, față de mireasa lui. Hristos. 13. Acest argument l-am auzit acum ceva timp într-un comentariu al lui Martin Lloyd Jones pe cartea Efeseni. Efeseni, capitolul 1 cu 22. Spune, el a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Auziți ce spune despre biserică. Biserica care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în tot. Și își spunea Martin Lloyd Jones, nu există pentru mine lucru mai oribil decât să-mi imaginez trupul ciuntit al Domnului Isus Hristos. Spune că noi suntem într-o asemenea legătură cu Domnul Isus Hristos, încât suntem considerați trupul lui. Cum ar fi să arate un cap fără trup? Noi zicem, zice, suntem plinătatea lui, sunt niște cuvinte extraordinare pe care nu le poți înțelege la adevărata lor semnificație. Să fii plinătatea lui Hristos, să fim noi plinătatea lui Hristos, să fim noi trupul lui Hristos, un cap care fără trup nu este un trup complet. Hristos, într-un anume sens, înțelegeți-mă bine, Hristos nu există fără noi. El este un cap care are un trup și nu ne putem imagina că trupul Domnului Iisus Hristos va ajunge schilodit, ciung, în împărăția lui Dumnezeu. Departe de noi o asemenea imagine blasfemiatoare, bajocoritoare. Hristos își protejează trupul, pulsează viața în trup și își va duce trupul desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu. În al 14-lea rând. Iisus este căpetenea și desăvârșirea credinței. Există unele traduceri care exprimă uh, uh, realitatea aceasta poate mai... Uh, într-un mod mai evidențiat. Evrei 12 cu 2 spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Cu alte cuvinte spune să ne uităm la inițiatorul, asta este o altă traducere, la inițiatorul și desăvârșitorul credinței noastre, adică la Isus. Cine dă ție credință? Aud în continuu oameni care încă au probleme să accepte că credința este un dar de la Dumnezeu. Este căpetenia sau inițiatorul credinței noastre. De ce tu ți-ai întors ochii spre Hristos? Că El ți-a întors ochii spre El. Dar datorită frumuseții sale, dragostei sale, bunătății sale, irezistibile, ți-a atras ochii spre El. Și El care ți-a atras ochii spre El și ți-a inițiat credință, te-a luminat prin frumusețea lui, te-a făcut viu prin frumusețea lui, prin dragostea lui, prin lucrarea lui, este același care desăvârșește credința asta, care continuă să țină credința ațintită spre el. Și interesant, pasajul acesta culminează după un capitol în care noi spunem că se vorbește despre eroii credinței. Este un singur erou al credinței și acela este Domnul Isus Hristos. Acolo sunt lăudați oamenii aceia pentru credința lor. Însă, concluzia. Apostolului este că credința este darul Domnului Isus Hristos și este lucrat în mod desăvârșit de Domnul Isus Hristos. Într-un fel, cu E mic suntem și noi. Putem fi eroi ai credinței și vom fi eroi ai credinței. Dar cu E mare există un singur erou al credinței care este Domnul Isus Hristos. E extraordinar. Citești, erou al credinței după erou al credinței și concluzia este următoarea. Căpetenia și desăvârșirea credinței noastre este. Domnul Iisus Hristos. Dacă Hristos îmi dă credință în fiecare zi, înseamnă că perseverez până la capăt. Clar. Clar. 15. Lipsa condamnării în Hristos asigură păstrarea în har. Roman 8,1. Acum, dar, nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus. Nici o osândire. Care ar fi păcatul acela pentru care te-ar putea Dumnezeu o osândi din nou? Care? Dumnezeu nu mai va mai face din nou un proces de judecată. L-a făcut acum 2000 de ani. Încheat! încheiat. Dumnezeu nu va mai scoate dosarul. Permiteți-mi limbabul acesta. Dumnezeu nu va mai face niciodată din nou un proces de judecată împotriva ta. L-a făcut pe, în Domnul Iisus Hristos. L-a încheiat. Procesul de judecată este încheiat. Ești achitat pentru totdeauna. Și pedeapsa a fost lăsată de plină în Domnul Iisus Hristos. Care e păcatul ăla pentru care ți-ai putea pierde mântuirea? numește orice fel de păcat pentru păcatul acela Domnul Iisus Hristos a plătit oricare ar fi păcatul acela pentru acela Domnul Iisus Hristos a, a plătit și de aceea ție ți se poate spune astăzi nu mai este nicio osândire, niciuna Nici dar apoi Pavel continuă și spune pentru cei care trăiesc care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești ci după îndemnurile Duhului cum cunoști pe cineva că este în Hristos? Îi se dă siguranță, nu mai este nicio sândire pentru el, dar în același timp, cel care este în Hristos, Isus, trăiește prin îndemnurile Duhului. De asta doctrina asta nu duce la păcat. Vezi, în același pasaj, în aceeași frază, Pavel îți dă siguranța mântuirii și spune, lângă siguranța mântuirii, trebuie să meargă doctrina sfințirii. Eu sunt sigur de mântuirea mea și mă sfințesc în această mântuire. Pentru mine nu mai este nicio osândire, și în același timp nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Pentru că nu mai sunt nici a firii, nici a diavolului, nici a lumii, ci sunt a Domnului Iisus Hristos. Penultimul argument. Penultimul argument. Unirea cu Hristos asigură atât perseverarea, atât perseverarea, cât și păstrarea în har. Știți, limbajul acesta folosit în Romani, capitolul 6, mai citesc pasajul care este lung, unde Pavel arată că procesul acela prin care Domnul a produs mântuirea nu este aplicat nouă. Într-un fel am fost implicat în el. Am fost răstigniți împreună cu Hristos? Am murit împreună cu Hristos? Și dacă ar fi fost doar atâta, hai că mai găseai o cale de scăpare să inventezi o doctrină nebiblică. Dar spune în același timp că am fost îngropați și am fost după aceea înviați împreună cu Hristos. Și noi suntem în Hristos și trăim prin Domnul Isus Hristos. Și la fel cum Domnul Isus Hristos, Fiul Hristos, nu mai moare, noi care suntem în El, nici noi nu mai murim. Nici noi nu mai murim. Avem viața lui Hristos. Suntem într-o unire perfectă cu Domnul Isus Hristos. Și în final, pentru această seară, Domnul Isus Hristos a luat blestemul și păcatul. Iar acest lucru asigură păstrarea noastră în hară. Galaten 3 cu 13 spune așa. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii. De ce legea aduce blestem? Pentru că legea scoate în evidență păcatul nostru. Și datorită păcatului, păcatul pus în fața legii, urmează după păcat blestem. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Vedeți limbajul substituției, înlocuirii. Altul a luat în locul nostru. Fiindcă este scris blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Sau 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat. L-a făcut blestem, l-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Este limbajul dublei imputări. Păcatul tău a, luat, a fost luat și a fost plasat asupra lui Hristos. Neprihănirea lui Hristos este luată și este plasată asupra ta într-o asemenea măsură încât Dumnezeu nu spune doar că suntem socotiți, neprihăniți, ci că suntem neprihănirea lui. Nu doar suntem socotiți, neprihăniți. Dumnezeu ne consideră neprihănirea lui. Cine consideră neprihănirea Lui, că suntem puși în Hristos, așezați în Domnul Isus Hristos. Iar în 1 Corinteni spune foarte clar că El este neprihărirea noastră, sfințirea noastră, răscumpărarea noastră. Nu mai știu ce autor, dar spunea foarte frumos, eu pot să-mi pierd mântuirea mea doar atunci când Hristos poate să se piardă de la dreapta Tatălui. Răscumpărarea mea! Mântuirea mea, sfințirea mea, perseverarea mea este Domnul Isus Hristos. Dacă El se poate pierde, atunci mă pot pierde și eu. Dacă El nu se poate pierde, atunci nici eu nu mă pot pierde. Lăudăm pe Dumnezeu pentru această lucrare extraordinară a mântuirii noastre. Și mi-aș dori să ne rugăm fiecare, în dreptul nostru, să ne rugăm ca adunare, ca această doctrină a mântuirii această doctrină a mântuirii să aibă un impact asupra întregii noastre vieți, asupra vieții bisericii, asupra felului în care ne sfințim, asupra felului în care tratăm cuvântul lui Dumnezeu, asupra felului în care evangelizăm, dacă evangelizăm, asupra felului în care ne rugăm, dacă ne rugăm, asupra felului în care privim toate lucrurile, pentru că va avea un impact. La fel cum în, ar, în arminianism, doctrina greșită a mântuirii afectează toate domeniile vieții lor și vieții bisericii, la fel doctrina aceasta trebuie să afectează să afecteze viața noastră în întregime și viața Bisericii. Și Dumnezeu să lucreze un impact deplin plin aceste doctrine în viața noastră. Amin!